Și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură cu vioasă paraschiva Duhul. Oh.
Păcătorii de
poniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericit veți fi când vă vor ocări pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Minți și să cădem la Hristos, mântuiește-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești minunat într-o sfânt, pe noi cei ce-ți cântăm,
plăti Domnului pentru toate câte te-a dat mie. Din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire. Cinstite, fine veșnitor!
veci. Dar mi-a mântuit cu ce se plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci spune-mi... Doamne,
Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Oh,
Împăratul meu, tuturor să-l primim.
Yeah.
crede într-unul Dumnezeu, Tatăl a toți iborul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-un Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot veci. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut întrecut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-a făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și cu Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zile de Domnul Sfânt și-a pătinit și s-a învăluit și-a înfiat a Fiului Atenție Scripturi și s-a înălțat la Fiului și șade la dreapta Tatălui și iar ca să vină la slavă să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și tu, Duhul Sfânt, Domnul de viață, Tătorul, care din clate cu cele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a căit într-una sfântă să pornicească, să apostolească pe biserică, mărturisesc cu botezul iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața avea cu ceva să fie. Amin. Oh,
Yeah.
Dumnezeu, să-L dăm. Fie în noi.
frumos răsărit de soare, în orașul efectivat, nu departe de vestita cetatea Bizanțului, Constantinopol a deschis ochii fetița Paraschiva. Bucurie nețărmuită cuprinse sufletul ucenicilor săi părinți, care își plecau răuioși genunchii în calda rugăciunea de mulțumire către Stăpânul, ocrotitor și Mântuitor al Valdului. Cerul era semnit și undele mării Marmara se legănau cu plângețe la bucuria venirii pe lume a unui suflet ales. În cele mai sfinte simțeminte a fost crescută copila frumoasă și cu minte, asupra căreia se revărsa toată dragostea părinților ei. Starea lor era floritoare și se putea să se bucure pentru Domnul Dumnezeu cu multă evlavie. Paraschiva a fost deprinsă cu Duhul rugăciunii al dragostei de biserică și de oameni. Era lipsită din casa Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu îi fermăca inima și sufletul, iar sfintele slujbe o făceau să se simtă cu sufletul în cer. Fetița Paraschiva împlinise 12 anișori, când într-una din duminii se duse la Biserica Răscătoare de Dumnezeu. Aici ascultă cu multe evlavie dumnezeiască liturghie și când s-o sfântim cu citirii Sfintei Evangheliei, își plecând smerit genunchii în fața tetrapodului, ascultând Sfintele Cuvinte, care răspândiră adânc sufletul și deveniră o tărătoare pentru dragă-i viață. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-L urmeze. Aceste cuvinte auzindu-le Paraschiva, a fost cuprinsă de o mare har, încât din clipa aceea se închină cu totul voiei lui Dumnezeu. Doamne, zice aia în mine, Tu crucea cu mână de spini și la mică roșii ai gustat, după ție cu fiere ai gustat, iar filioanele ți-au răpuns sfintele tale, mâini și picioare. Iată eu pur care scumpe de mătase și trăiesc în dezmiertări. Tu ai cerut să-ți urmăm Dumne crucea, dar eu n-am nicio cruce, Doamne. Tu ai avut o cruce mare, dar eu nu am nici măcar una mică. Tu ai zis, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Cum pot eu oare, Doamne, să mă lepede de mine? Cu ce voi dovedi, Iisuse, că m-a lepădat de mine și ți-am urmat ție? Raze de lumine se desprinseseră de pe timpul lui Iisus, iar urmarea de pe iconostas și încăperea sălașului Dumnezeu se auzi, răsunând puternic glasul norodului evlavios. Lucii tale ne închinăm vistoase și sfântă învierea ta o lăudăm și ostăvim, mă închin lucii tale, urmură fetița Paraschiva. Și vreau să o port, dar sunt mică și slăbuță și nu știu cum să fac aceasta. Învață-mă, Iisuse, ajută-mă, Doamne! După ce norodul își ieși din biserică, plecă și ia cu sufletul răscolit de ecoul sub cuvintelor evanghelice. O frunză se desprinse dintr-un pom și se legănea la ele în adierea fructului de Doamnă. O frunză sunt și eu, Iisuse, gândi Paraschiva. O frunză bătută de vânt, care fără tine nu ajunge nimic. Ajută-mă, Doamne, să fiu mai mult decât o frunză. Ajută-mi să te urmez. Vânt de toamnă început să adie, disprimează noapte. Păsă călătoare, porniră să se îndrepte spre țări îndepărtate, presimțind sosirea zilelor friguroase de iarnă. Fetița Paraschiva mergea îngândurată și murmura în sine frânturi din cuvintele Mântuitorului. Cel ce vrea să vină după mine să se repede de sine. Deodată, într-un post de uliță, o fetiță săracă aproape goală, ea apărea înainte. Tremura de plină foame și ochii erau înmuiați în lacrimi. Ce faci aici, fetiță dragă, întrebă Paraschiva? De ce plângi? Mi-au murit părinții și nu mai am la cine sta, răspunse fetița. Am stat la un munt cu 5 copii și nu mai poate să mă țină. Mi-e foame, mi-e fric și n-am decât cărmășuța aceasta. Câți ani ai, întrebă Paraschiva? 11 ani, spuse fetița.
Eu am 12 ani. Nu mai plânge de azi înainte. Eu voi avea grijă de tine ca și de o sora mea. Acum te rog, ascultă-mă și nu te împotrivești. Să nu te împotrivești. Să schimbăm trecul de haine. Tu îmbraci iuța mea și nu pe a ta. O, zise orfana, tu ești prea bună. Haina mea este urâtă și pătată, iar a ta este prea frumoasă. Nu te gândi la aceasta, zice, ci dezbracă-te repede și îmbracă-te cu ale mele. Orfana se supuse și ștergându-și lacrimile și privi cu mirare la fetița mărinimoasă, care de bună voie se dezbrăca de haine scumpe cu care fusese împodobită pentru a elza ei. După ce fetița orfană îmbrăcă venuțele de mătase a paraschivei, aceasta îi dădu și încălțămintea și strecura apoi în mână o sumă de bani cu care să-și cumpere de ale mâncării. O îmbrățișea apoi cu gingășie, sărutându-o pe amândoi obrajii și îi zice, să nu mai crești de azi, Nicolo, ești sora mea, ai auzit, eu te iubesc mult. Îți mulțumesc, ce bună ești, șoptii orfana care se îndepărta. Paraschiva îmbrăcat de haine drânțuite, cu picioare goale, privi cum se depărtează copii la orfană cu zâmbetul fericit pe buze. Se îndepărtă și ea, părându-i se că vede în zare lumină ce se apropie tot mai mult de ea. Într-un fel de boare din diamantină, ea desfășit chipul vânt al Iisus, care purta pe umerul cruce atât de grea că Iisus părea că se prăbușește sub povara ei. Fetița îndeușată întinse mâinile rugătoare și zise, Doamne Iisuse, lasă-mă, Doamne, să-ți ajut, că-și crucea ta e foarte grea și tu abia poți merge sub povara ei. Amin, zic ție, fica mea, tu mi-ai ajutat să-mi aduc crucea. Când, Doamne, ți-am ajutat? Atunci când ai ajutat-o pe fetița orfană, pe mine m-ai ajutat. Când ai împărțit cu ea crucea umilinței și a suferințelor, ai și pus pe umerii tăi o parte din crucea mea, adevărat grăție. Întrucât ai făcut bine unuia dintre acești frați, ai mei mici, mi-ai făcut. Fii binecuvântată, Paraschiva, lumina minunată a chipului blând al lui Iisus se făcu nevăzută. Acum început să se lămurească cum mai limpede în mintea Paraschivei înțelesul cuvintelor. Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-l urmeze. Acum înțeles că Domnul i-a trimis în calea fetiță orfană, văzându-se descoperită și cu haină plântuită, tremurând de frig, simți toată durerea fetiței sărace și zise în drumul ei spre casă, acum am și eu o cruce, ajută-mă, Iisuse, să o port. Când ajunse acasă, părinții aproape nu o cunoscuseră. Ce ți s-a întâmplat, fata mea? Îi spune mama speriată. Spune repede, te-a jefuit cineva? Ți-a luat hainele și pietrele? Te-a bătut și te-a făcut să suferi? Cum de nu plângi? Văd pe fața ta zâmbet în loc de spaimă. O, mamă dragă, nici nu m-au bătut, nici nu m-au jefuit, ci de bună voie am dăruit hainele mele cele unei noi fetițe orfane care era îmbrăcată așa cum mă vezi pe mine acum. Cum? Ți-ai dat hainele tale cele scumpe unei străine? Nu-i străină, mămico, ci e sora mea. Ba mai mult, ea este o surioară a lui Iisus. Știi, mămico, eu mai am multe rânduri de haine, pe când ea sărmana n-are decât zrețele acestea. Oricum, fata mea, vrea să-mi spui, îți dădeam o hăinuță mai veche să-i o dai. Unii surioare a lui Iisus, zice Paraschiva, și să-i dau ceva vechi, nu trebuie, mamă, nu trebuie să dăm ceva rău, fetița aceea nu-i de vină că-i săracă și orfana și că nu are ce mânca, ci este de vină cei ce au și nu-i dau. Trecură ani de atunci și tânăra Paraschiva nu uita niciodată cuvintele Domnului, ci le împlinea cu credință și iubire, îmbrăcându-și sufletul cu cele mai alese putoabe și îmbogățindu-se cu pomori nepieritoare. Nu era sărac pe care să nu-l ajute, nu era bolnav pe care să nu-i fi cercetat, nu era familie lovită de grele încercări pe care să nu fi mângâiat.
Iubea și Praja. Ajutoarele și sprijinul ei se simțeau din plin. Năpăstuiți ai soartea, alergau la ea, nu numai prin Epifat, ci și din împrejurimi. Într-o seară târzie de iarnă, pe un viscol cumplit, Paraschiva să strecură în cer din casa părinților, încărcată cu bunătăți și se opri la o casă sărăcăcioasă de la marginea Epifatului, în care o mamă vădut se lupta cu moartea și nu-și putea ce de ochii din pricina celor trei copilași care pliceau bocuri câtă căpătâriul, ei strigând deznădăjduit, mamă dragă, cui ne lași? Ce va fi cu noi fără tine? Mai bine ia-ne cu tine și pe noi, du-ne cu tine, mamă. În clipa aceea, intră Paraschiva, se apropie de bolnavă, îi adise cu mâna încuietoare punta în robo. Nată de sudor de morți și șoptim. Nu te îndistra, măicuță, nu te turbura, ci bucură-te că duci mai degrabă la Mântuitorul care îți va răsplăti credința și ostenerile. El îți va ocroti copiii. El ne-a poruncit să vin astăzi seara să-ți aduc mâncare. Dacă o face sufletul la Domnul, du-te liniștită și nu te mai zbucuma. Apoi Paraschiva îngenunchea împreună cu copiii și zise cu ei rugăciunea Tatăl nostru. Aprinse lumânările și aduse copiii mai aproape de mama lor ce se stingea. Pe are împărtăși cea din urmă binecuvântare. Îi sărutară pe urma cea regea mamei care cu fața înserinată șoptii, fie voia ta, Doamne. Hai mine de copilașii mei, Doamne. Cu mare forțare vă cer mâna milostiva tinerii ocrotitoare și o rugă prin pe lacrimi. Fii mamă copilașilor grei. Și în acea clipă sufletul mamei zbură la ceruri în suspinele înăbușite ale celor trei copilași rămași urbani. Paraschiva mântuie și liniștii copiii și se ducui toată noaptea rugându-se lângă căpătâiul cele ce nu mai simțea nicio durere. Se întoarse acasă numai a doua zi, când o văzură părinții să năpustirea asupra ei cu vorbe aspre de ocară. Unde ai umblat toată noaptea? Acum se vine acasă? Amenințările se ținură lanț și erau să se termine cu bătaia fetei. Dacă un servitor laudați pe Domnul din ceruri, aliluia, aliluia, aliluia. Am văzut lumina cea adevărată, a
sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc podoaba casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorând de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru tine, Maică, ori se legea mântuite să-ți aducem ție după putința ale tale, dintr-o ale tale, care dăruiești ca răsplătire pentru acestea bunătățile tale cele veșnice. Cel ce cu bună plăcere ai primit darul ce după puterea văduvei, primește și cele ce s-au adus acum de robii tăi și le binecuvintează. Și învrednicește ca acestea să fie păstrate în vistierile tale cele veșnice, iar lor dăruindu-le îndelugată înbelșugare a desfătărilor tale celor din această lume, împreună cu toate cele ce le sunt lor de folos. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci veșilor. Oh!
Acum și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire.
Doamne, veșnică, pomenire. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Binecuvintează! Doamne, binecuvintează și pe cei ce vor gusta din trânsele, că Sfânt ești și toate le sfințești. Și ție slavă, nu sunt Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, acum și Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Amin! Vecioși, ne reîntâlnim iarăși după un an de zile de când ne-am văzut la această zi de mare sărbătoare pentru parohia Ciurăști și nu numai pentru parohia Ciurăști, pentru toată țara noastră ortodoxă, fiindcă astăzi prăznuim una dintre cele mai cunoscute și mai iubite sfinte din ortodoxie. Cel puțin pentru țara noastră și în special pentru Moldova este ocrotitoare și dătătoare de cuvinele. Însă, vedem că biserici cu hramul Sfintei Cuvioase Parastiva există în toată țara, inclusiv iată în Oltenia, în București sunt 24. Deci cultul Sfintei Parastiva este foarte dezvoltat în țara noastră. Am auzit câte ceva despre viața Sfintei Parastiva. Iar ea ne învață lucruri bune pentru sufletele noastre. Și astfel o vedem încă de mică copilă în biserică la slujbă. Stă și ascultă slujba cu atenție, astfel încât atunci când a auzit cuvintele Mântuitorului, oricine dorește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie, aceste cuvinte au rămas întipărite în sufletul ei de copil de numai 10 ani. Și nu numai că le-a păstrat în suflet, dar a încercat să le și împlinească în viața de zi cu zi, dând dovadă de milostenie, cum nu vedem la mulți oameni mari. Să vezi un copil că își dă haina altui copil este ceva care ne atinge la coarda sensibilă a sufletului. Fiindcă observăm mai ales în familiile moderne, copiii parcă sunt învățați să fie cam egoiști, n-ar da nicio jucărie cuiva și asta datorită părinților care nu duc copiii la biserică. De aceea e bine ca atunci când un copil se încreștinează, el să fie împărtășit încă de când este prunc până la bătrânețe. Această împărtășanie trebuie să fie ca un foc continuu și atunci copilul, dacă se obișnuiește cu biserica, dacă vine la slujbă cu bunicii sau cu părinții, va învăța mai ușor poruncile lui Hristos și le va împlini viața de zi cu zi. De asemenea, Sfânta Parascheva ne arată ascultarea de părinți, fiindcă atunci când părinții au aflat că făcea astfel de fapte de milostenie, au certat-o, au mustrat-o, însă ea i-a iubit în continuare, dar știa că va rămâne mireasa lui Hristos. Pentru aceea, gândul ei era să meargă la locurile sfinte, astfel că la vârsta de 16 ani părăsește familia și se duce către Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin. Acolo se închină la toate bisericile și la toate moaștele și icoanele făcătoare de minuni. Merge pe jos, fiindcă atunci nu era un mijloace de transport. Merge cu picioarele itinere pe căldura care este în zona Asiei Mici și se stabilește pentru o perioadă la o mănăstire de maici din Haricleia, din Asia Mică, unde
unde stă 5 ani de zile cu post și rugăciune și milostenie și aspră viețuire. Ea se face împlinitoare a cuvintele Mântuitorului care ne spune: fiți desăvârșiți precum eu desăvârșit sunt. În această stare de ascultare însă ea dorește să ajungă și la Ierusalim și pentru aceasta pleacă acolo, după care merge și în zona Iordanului, la Mănăstirea Sfintei Ecaterina, unde mai stă o perioadă de 4 ani. Și iată că la vârsta de 25 de ani, Dumnezeu îi descoperă că trebuie să se întoarcă pe locuri, la locurile natale. Ea fiind de fel din localitatea Epivat sau Epivata, aproape de Istanbul, dar aparținând de Bulgaria. Ea se întoarce, dar nu în satul natal, ci într-o localitate aproape de Varna, unde stă 2 ani de zile până când își dă sufletul în mâinile lui Dumnezeu pe care l-a slujit. Deci, iată, la 27 de ani, ea părăsește lumea aceasta în anonimat. Fiindcă Sfânta Parascheva este și un exemplu pentru noi de smerenie. Ea a trăit fără să se laude cu ceea ce a făcut. Numai Dumnezeu a știut. Și vedem că în lumea aceasta sunt oameni care poate că trăiesc până la 100 de ani și se zbat ca să afle lumea de ei. Se zbat să fie cunoscuți de oameni. Dar după ce au murit, îi uită toată lumea. Pe când sunt și oameni care trăiesc foarte puține ani, ca și Sfânta Parascheva, și trăiesc în anonimat, nu știe nimeni de ei, dar știe Dumnezeu. Și când Dumnezeu dorește, îi face cunoscuți întregii lumi, așa cum s-a întâmplat cu Sfânta Parascheva. Fiindcă ea a murit la 27 de ani și a fost înmormântată pe malul Mării Negre. Nu știe nimeni de ea. Și după o perioadă a fost îngropat un marinar păcătos care mirosea urât trupul său. Și atunci Sfânta Parascheva s-a arătat în vis ca să fie luat trupul de acolo și i s-a descoperit și ei trupul foarte frumos mirositor, care a fost așezat în localitatea ei natală și de aici moaștele Sfintei Parascheva a avut un traseu foarte întortocheat datorită condițiilor politice din vremea respectivă, fiindcă aceste teritorii stăteau sub amenințarea Imperiului Otoman. Astfel că ele au fost duse la Târnovo, apoi au ajuns și țara românească în timpul lui Mircea cel Bătrân, unde au stat vreo 3 ani de zile, după care au fost pe la Vidin. Când a venit Bayezid și a cucerit Vidinul, au fost mutate în Serbia, la Belgrad, iar de acolo au plecat la Constantinopol, când a fost cucerită și Serbia. La Constantinopol au stat 160 de ani până în anul 1641, când domnitorul Vasile Lupu al Moldovei s-a dus la Constantinopol să răscumpere moaștele Sfintei Parascheva. Și a plătit pentru ele 260 de pungi de aur, deci o sumă foarte mare, și a mai plătit 300 de pungi ca să poată să o transporte, fiindcă în vremea aceea doar trupul sultanului putea fi transportat pe o distanță mai mare de 3 mile. Nu se dădea voie să se transporte trupurile morților. Și iată că Domnitorul plătește încă 300 de pungi ca să-i dea voie să ajungă Sfânta Parascheva la Iași, unde a fost așezată în Biserica Sfinții Treierari, titoria lui. Sfânta Parascheva de atunci a rămas o ocrotitoare a Moldovei. Astăzi moaștele se găsesc la Catedrala Metropolitană din Iași. Sunt foarte iubite de credincioși și apreciate. Dovadă numărul mare de pelerini care se strâng la Iași în fiecare an, zeci de mii de oameni care dură până la 20 de ore să stea la coadă să sărute moaștele Sfintei Parascheva. Deci, iată, Sfânta Parascheva ne învață cât de bun este și pelerinajul pentru sufletele noastre, fiindcă ea a pelerinat, a mers din mănăstire în mănăstire ca să fie mai aproape de Dumnezeu.
Moaștele ei au făcut și fac minuni pentru cei credincioși. Se știe de minunea făcută în 1888, când, fiind în restaurare, catedrala au fost mutate moaștele într-o încăpere alăturată, într-un paraclis. Și acolo a izbucnit un incendiu în care au ars toate din acea încăpere, mai puțin moaștele Sfintei Parascheva, care au rămas neatinse, inclusiv hainele cu care erau îmbrăcate, deși de jur împrejur era jar. Lucrul acesta a fost constatat de toți cei din vremea respectivă și s-a scris în presa respectivă ca o minune nemai întâlnită și iată că a rămas până astăzi această întâmplare minunată. De asemenea, dacă am merge la Iași și am întrebat acolo, am aflat de multe persoane care s-au vindecat de boli incurabile, de cancer și de alte suferințe pe care numai Sfânta Parascheva le știe și Bunul Dumnezeu. Noi însă nu am mers acolo, fiindcă astăzi este ziua parohiei, ziua Bisericii din Ciorăști și cu bucurie o cinstim pe Sfânta Parascheva, care rămâne un exemplu de viață creștină pentru fiecare dintre noi. Rugăm pe Sfânta Parascheva să primească rugăciunea de astăzi pe care le-am înălțat către Dumnezeu prin ajutorul ei pentru cei vii și pentru cei morți care s-au pomenit și tuturor să ne dăruiască sănătate, zile îndelungate, mântuire și la mulți și binecuvântația. Ziua de astăzi la mulți ani și să îi găsim sănătoși și la mulțumim de invitație Părintele Viorel. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, iubiți credincioși, după cum am ascultat în cuvântul de învățătură al Părintelui, vedem viața Sfintei Cuvioase, Maicii noastre Parascheva, o viață în care a slujit lui Hristos și a fost toată viața și-a pus-o în slujirea aproapelui. Tot așa și noi creștinii zilelor noastre, tot așa ar trebui să procedăm și noi și să fim ca ucenici a lui Hristos, pentru că dacă vom face lucrul acesta, vom asculta cu toții cuvântul Mântuitorului Hristos, veniți binecuvântați Tatălui meu, demonstrați împărăția cea veșnică care este pregătită vouă de la întemeierea lumii. Am mai spus Părintele în cuvântul de învățătură că Sfânta Cuvioasă Parascheva era o pelerină care mergea. Tot așa și noi în viața aceasta ar trebui să facem lucrul acesta. Atât în parohiile de unde aparținem, dar mai mult trebuie să mergem și să ne rugăm la Sfinții care sunt în țara aceasta și mai nou după ridicarea vizelor vedem că majoritatea oamenilor merg în diferite țări și merg și se închină, dar mai cu seamă la mormântul sfânt, unde acolo cu siguranță vom lua izbăvire de păcatele noastre și ne vom întâlni cu, ne întâlnim cu Mântuitorul Hristos, mergem pe acest drum al Golgotei. De aceea am ținut să subliniez că la inițiativa Înalt Preasfințitului Varsanofie se organizează în luna ianuarie, după data de 13 pentru 8 zile, se organizează un pelerinaj la mormântul sfânt la Ierusalim, iar suma este de 700 de euro, este inclus transportul și cazarea și mic dejun și cina. Deci sunt incluse în prețul acesta. Și iarăși, bineînțeles, că este și ghid. De aceea, cei care doriți și vă înscrieți, puteți ca să veniți și eu, la rândul meu, voi da lista mai departe. Ne-am rugat cu toții, după cum a spus și Părintele, pentru cei vii și că și pentru cei adormiți, pentru că în această zi, pentru că Sfânta este mijlocitoare a parohiei noastre, cu siguranță va mijloci către Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru izbăvirea păcatelor noastre și să ne arate calea cea strâmtă care duce la viață și nu calea cea largă în care, din păcate, mulți o aflăm. De aceea să rugăm și noi pe Sfântă să se roage totdeauna
pentru sufletele noastre să păzească de tot felul de primejdi și de reaua întâmplare parohia aceasta și pe robii săi și pe cei care sunt din parohia aceasta și sunt plecați în diferite locuri, Dumnezeu să-i binecuvinteze și Sfânta să-i ocrotească totdeauna în viața lor, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate, pace să vă dăruiască. Doamne ajută! Și eu vă rog foarte mult, după ce facem mormintul.